Avarie majoră astăzi la un transformator de la termocentrala Halânga, motiv pentru care mii de locuințe din Severin au rămas fără căldură. Cauza ar fi fost o rozătoare la locul nepotrivit. Autoritățile locale au intervenit prompt pentru a remedia problema. Severinul a rămas astăzi fără căldură din cauza unei avarii majore a unui transformator de la termocentrala Halânga. O rozătoare ar fi produs această neplăcere. Primarul Marius Creciu a intervenit prompt pentru rezolvarea acestei probleme, astfel încât furnizarea agentului termic să fie reluată în cel mai scurt timp. Vă pot spune că, într-adevăr, am avut o avarie importantă la Halânga, acolo de unde plecăm cu furnizarea agentului termic la centrala de la Halânga. A fost o chestiune, spun eu, să zic așa, și de puțin umor. Un șobolan a fost cel care a generat această oprire, a intrat în transformatorul electric și a făcut flamă și efectiv a ars o parte din transformator. La momentul în care vorbim, s-a refăcut transformatorul, s-a repornit instalația. În jurul orei 14 instalația va fi plină, iar spre seară căldura va reveni în apartamentele severinenilor. În acest moment, problema electrică este deja remediată, iar severinenii beneficiază în continuare de căldură.